Bună ziua, suntem în direct pe wowbiz.ro, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vorbim despre puterea dragostei cu un cuplu care a întâlnit iubirea la puterea dragostei, un cuplu frumos și pe care dumneavoastră l-ați îndrăgit foarte mult în emisiunea Fenomen, difuzată în fiecare zi la Canal D și prezentată de colega mea, Andreea Mantea. Alături de mine astăzi Mari și Robert. Bună, Mari! Bună, Robert! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația noastră a celor de la wowbiz.ro, pentru că toți concurenții care au fost în Casa Puterea Dragostei au trecut pe aici și și-au spus punctul de vedere. Sunt foarte mulți oameni acasă care vă îndrăgesc și care vor să știe și alte lucruri care nu se văd la televizor. Dacă se mai poate spune acest lucru, pentru că de fiecare dată s-a filmat non-stop. Da, păi sunt foarte multe lucruri care nu au fost puse în emisiune, pentru că nici nu am avut timp, nici nu am avut dispoziția necesară când am plecat și am fost și foarte emoționați la plecarea noastră și n-am mai apucat să mai spunem. Adică pur și simplu nu mai aveam vorbe nici eu și nici el. Nimic. L-am văzut și pe Robert plângând pentru prima dată și eu știam că nu este atât de sensibil și chiar... Ai descoperit unele lucruri la el odată cu plecarea din casă. Am descoperit și că este sensibil și nu mă așteptam și acolo mi-a dat foarte multe lucruri de înțeles când am văzut lacrimă. O lacrimă. De ce ai plâns, Robert? Nu știu, a fost așa un moment de fericire. Chiar am fost foarte, foarte fericit. Te-ai eliberat că ai plecat de acolo din casă. Și pot în sfârșit să îmi văd de viața mea cu... Cu Mari. Cu Mari. Așa, dincolo de Casa Puterea Dragostei, pentru că acum, practic, începe greu pentru voi. Sunteți două pietre tari, doi săgetători. Da. Așa că doar în afara competiției puteți fi siguri dacă sunteți făcuți unul pentru celălalt. Dar eu sper să am mână bună aici la wowbiz și să vă văd și peste 18 ani. Doamne ajută! Doamne ajută! Noi am tot vorbit și despre planurile de viitor și am observat că amândoi avem aceleași planuri și chiar unele ni le completăm unul altuia și venim cu noi idei și nu știu, simt că îl cunosc de foarte mult timp, adică nici nu zici că suntem de aproximativ 2 luni împreună. 2 luni fără... 5 zile. 5 zile, da. Ia. Deci că-l cunosc deci peste 5 zile trebuie să veniți înapoi, să sărbătorim, să venim cu tort, cu șampanie aici, pentru că este o cifră frumoasă. Da, da, păi prima lună am sărbătorit-o împreună, să zic așa. Mi-a dat inelul și mi-a zis că... Da, stai puțin, N-a fost cerere în căsătorie, stați un pic, că n-a fost. Pur și simplu m-a întrebat doar dacă vreau să fiu iubita lui... cu acte în regulă, cum s-ar zice. Oficial, da. Dar ai avut curaj așa după o lună? Da. Te-ai grăbit? Că... Foarte curajos, nu, chiar nu. Foarte curajos, da. Aș vrea cumva să arăți inelul mai bine. Să... Aici, nu? Camera. Foarte frumos inelul. A făcut o alegere foarte bună. Știau că îmi plac, știa de fapt că îmi plac pietrele astea. Așa. Cum ți-ai... Te-ai dus? Cine te-a ajutat să iei acest inel? Îi știai dimensiunea? Nu, dar am fost cu mama. Zis, mama, probează-l tu, ce o fi. Dacă e să nu fie, îl schimbăm, vedem ce facem și facem într-un fel să fie bine. Să... Să-l schimb, dar, dar mama ta seamănă la... Adică la fizic, este tot la fel de slăbuță, precum Mari. Și la zâmbet, chiar îi spuneam de dimineață, ce seamănă mama ta cu zâmbet, înălțime, da, cam tot. Înseamnă că aici e chiar destin, nu? Sincer, sunt fer convins acum că lucrurile și vor merge foarte mult înainte. Mă și înțeleg foarte bine cu ea, foarte bine. Și eu niciodată nu m-am înțeles cu așa zisele soacre, să zic așa, dar cu... cu mama, pentru că mai nou așa-i zic mama. Ei, zici, mama. Ce frumos! Dar tu cum mi-ai spus mamei tale? Uite, mamă, vreau să mă duc să cumpăr un inel pentru o fată pe care o îndrăgesc atât de mult încât vreau să-i demonstrez lucrul acesta. Mama știa de relația mea cu Mari și am fost într-un mall și cu tata am vrut să-mi cumpăr câte ceva pentru emisiune pentru că am avut o mică pauză de la filmări și am fost într-un mall în București și m-am oprit la undă, seram cu mama și zic, mamă, vreau să fac ceva. Vreau să fac un cadou. Care să aibă o însemnătate. Un significat așa să fie. Da. Și mi-a zis, bine, mai să mergem amândoi. Am fost, am luat inelul,
l-a aprobat pe mâna ei și după aia... Deci să înțelegem mama lui Robert, da? Este alături de noi? Cred că da. Să da. Sperăm că este alături de noi. Dacă vă vedem aici, printre foarte multele mesaje care deja au început să vină pentru invitații mei de astăzi, să știți că am făcut o alegere foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult inelul și se potrivește cu mâna ei, așa că este da. O fată foarte frumoasă, mai frumoasă decât la televizor. Mulțumesc mult, mulțumesc. Eu chiar vreau să vă spun celor de acasă că nu ne-am întâlnit până acum, așa că o văd pentru prima dată și mi se pare diferită. Să știi că te schimbă puțin. Lumina. Micule. Lumina, da. Lumina mă schimbă. Pe ce dată ești născută în decembrie? Noiembrie. Sunt 22 noiembrie și el este pe 18 decembrie. 18 decembrie. Am și o prietenă născută pe 18 decembrie și sunt sigură că relațiile astea vor merge foarte, foarte, foarte bine. Tatăl tău... Ai spus că era și dânsul mol atunci. Da, da, da. A participat la asta surpriza asta pentru Mari? E pe treaba lui. Era acolo. O dată, uite, el acolo. Și tata era... S-a implicat. S-a implicat și tatăl tău. Da. Da. Ambii părinți sunt atașați de Mari? Tata nu prea vorbărește așa, dar are o părere foarte bună despre Mari. A spus că îi place foarte mult de ea. Atât mama cât și tata? Da, cu tatăl lui nu prea am vorbit, dar cu mama lui chiar aseară în drum spre București am vorbit 2 ore și jumătate, cred, la telefon, tot drumul. Și, na, ne spunem orice. Vorbesc cu ea ca și cum vorbesc cu mama mea, adică este același lucru. Împărtășesc orice, toate supărările, când ne certăm, toate certurile. Cu toate că nu cred că este bine să spui chiar tot, dar așa mă descarc eu. Poate dacă îi spun și lui, îi spun și mamei și mamei lui, nu știu, mă descarc și nu o să mai fiu atât de tensionată. Adică da, este foarte sunt. Bine câteodată să nu ții în tine toate da, supărările da. Astea bine, și poate sunt un și sfat, foarte vorbăreață. Da, și un sfat venit de la o persoană care este trecută prin viață și care îl cunoaște care foarte cunoaște bine, cel mai bine pe cel Robert, mai bine. Uite, duce la un lucru foarte bun. Da. Tu ai cunoscut-o pe mama lui Mari? Da, am cunoscut-o. Și? Cum săptămâna asta l-am prezentat oarecum așa părinților. Este o femeie extraordinară. Mă simt ca și când aș vorbi și eu cu mama. Adică sunt la fel. Sunt două persoane foarte deschise, două persoane care vor să ne ajute să trecem peste tot împreună. Sunt alături de noi și le mulțumim cu ocazia asta. Chiar vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne ajută să trecem peste orice obstacol, pentru că știm că acum la început este un pic greuț, să spun da, așa. Uite, Georgiana, Rebecca, Adriana spune, o să fie împreună mereu. Credeam că poate cunoașteți pe cineva de aici. Sunt foarte mulți oameni care se uită la noi și care vă felicită pentru relația voastră. Vă mulțumim este frumos. Este și un prieten de la Exatlon alături de noi, Ciprian Mariș, căruia îi mulțumesc foarte mult că este aici, în fața micului ecran. Și îl felicit pentru victoria de aseară din gala Local Combat. De la Sibiu. Revenim la ziua aceea în care a sărbătorit voi o lună de iubire. Ai zis că ți-a oferit inelul, te-am întrerupt eu puțin din poveste. Cum a fost, cum v-ați dus, că bănuiesc, ați fost undeva, într-un loc special, trebuie da. Să povestești tot, Maria. Aici ești atunci, ca la spovedanie. Atunci ne-am luat și prima pedeapsă, să zic așa, ca și da. Cuplul, pentru că am încălcat regulamentul. Am povestit în emisiune, dar n-am povestit exact așa cum s-a întâmplat, pentru că n-aveam cum să spunem, băi, am încălcat regulamentul. Eu cel puțin m-am îndrăgostit foarte tare de el și aș fi fost în stare să încalc în fiecare zi regulamentul și sunt sigură că și el ar fi făcut același lucru. Da. Și am ieșit în seara care a venit el din România în din vacanță. Într-o luni seară. Într-o luni seară, în fine, nu contează. Și am mers, erau niște scări foarte... Era un peisaj oricum foarte romantic, se vedea și Bosforul și... Da, e foarte frumos în Turcia și chiar da, Bosforul îți dă o sensibilitate, așa. Da, și m-a urcat pe ultima treaptă și el a stat cu 2-3 trepte un pic mai jos, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, poți să închizi ochii puțin? Și zic că... Avem impresia că face vreo glumă, că îmi pune apă, că îmi toarnă apă în cap, nu știu, că e foarte glumeț și...
am avut încredere în el, am închis ochii și mă așteptam, când m-a pus să închid ochii, mi-am dat seama că vrea să fac o surpriză, mă așteptam genul să-mi dea o brățărică, un lănțișor, orice altceva, dar la inel chiar nu mă gândeam și a deschis cutiuța și vrei să fii iubita mea și atunci a rămas așa și nu pot puțin. Să cred, m-am blocat, chiar nu mai știam ce să mai zic și am fost foarte fericită. Foarte frumoase. În momentul respectiv? Nu, n-am plâns, dar aveam niște emoții foarte mari, tremuram. Pentru că așa ceva chiar nu mi s-a mai întâmplat niciodată și să simt lucrurile atât de puternic într-un timp atât de scurt și să mă facă să mă gândesc la o familie și nu cred că vreun bărbat din viața mea până acum a reușit să facă asta într-un timp atât de scurt, foarte scurt timpul. Cum v-ați întors în casă? Sau cel puțin tu cum te-ai întors acasă? Aveai o prietenă apropiată, ai avut-o pe Bianca tot timpul alături de tine, în ciuda divergențelor care au mai existat în emisiune și este normal că stând acolo 24 din 24 de ore cu o persoană te mai și cerci. Da. Ea a fost prima care ai spus și că ai primit un inel? Bianca a fost prima, nici mama n-a știut cât a știut Bianca atunci. A fost prima căruia i-am spus că m-am sărutat cu Robert, nici în emisiune n-am spus așa ceva. A fost prima la care m-am descărcat și am spus toate lucrurile și după mi-am sunat familia și am vorbit cu el, dar mai întâi am cerut un sfat prietenesc și chiar m-a ajutat de foarte multe ori cu sfaturi Bianca. Chiar este o persoană excepțională și chiar nu exagerez când spun asta, doar că bineînțeles că emisiunea este și un pic răutăcioasă, pentru că pe ea de fapt emisiunea a făcut-o să fie așa și dacă ar fi fost un pic mai slăbuță, să zic așa, nu cred că i-ar fi fost bine și ar fi fost ok, să zic. Bianca a fost cea care te-a ajutat în ziua respectivă să-ți alegi ținuta și să te duci la întâlnirea cu Robert? Nu. Nu? Nu, că nu. Nu vă sfătuiați în lucrurile acestea? Nu, aici nu, nu. Pentru că aveam stiluri total diferite. Noi două nu ne potriveam la chestiile astea. Eu sunt un pic mai extravagantă, ea este mai... Eu sunt mai clasică, așa. Eu sunt mai energică, ea este mai moale un pic. Mai timidă, puțin. Da, nu e timidă. Da, acolo. Eu sunt mai, nu știu, mai extravagant. E adevărat, ești mai extravagantă și îți aduci aminte cum erai îmbrăcată? Sau nu? Stai puțin. Suntem aici la Puterea Dragostei. Robert trebuie să spună dacă știe cum a fost Mari îmbrăcată în momentul în care a întrebat-o dacă vrei să fii iubita mea. Știu că avea o pereche de blugi. Da. Nu mai știu sigur ce avea. Aveam un tricou, pentru că afară era foarte cald. Foarte cald, da, foarte cald. Aveam un tricou, dar nu mai știu sigur ce culoare avea. Că ne spune ea dacă ai dreptate. Și Adidas aia... Roșii. Erau, nu te mai uite la Adidas. O pereche de Adidas. Da. Și rândul așa, sport. Vreau să-l întreb pe ea, dar... Bănesc că a fost atât de emoționată cu inelul, că nu s-a mai uitat la tine cum era îmbrăcat. Da, foarte emoționat, foarte emoționat a fost, că l-am simțit. L-am simțit de când ne-am întâlnit, pentru că ne-am și întâlnit, m-a pus acolo pe scară ca un bibelou, stai aici și așteaptă. Și l-am simțit că e foarte emoționat, cred că n-am mai fost atent la nimic în jurul lui, cred că nu mai mișca nimic, eram doar eu și el, atât. Și cum a mai decurs tot la întâlnirea interzisă? Că era o întâlnire interzisă, ai spus puțin mai devreme. Am fost să admirăm un pic peisajul pe Bosfor și după care am ieșit să mâncăm împreună. Da. Uite, oamenii apreciază foarte mult ceea ce se întâmplă acolo. Și ce se întâmplă cu voi? Dede Andre spune așa, felicitări, dar nu trebuia să plecați din emisiune. Trebuia să luptați și să arătați acolo cât de mult vă iubiți. Să vedem și ceva frumos la TV. Nu numai reacții de scandal, vreau să spună dânsa. Mi-aș fi dorit să rămânem acolo și să continuăm, doar că eram foarte îndrăgostiți unul de altul, foarte îndrăgostiți și... Și suntem îndrăgostiți unul de altul, doar că nu puteam să stau fără să-l văd
și știam că nu o să avem voie și să ne întâlnim așa pe furi și să nu respectăm regulile, nu ar fi fost tocmai ok. Și am zis că poate sunt alte persoane care își doresc enorm de mult să ajungă la această emisiune și noi doi ținem locurile ocupate când ne-am găsit unul pe altul și nu cred că mai avea sens. Am demonstrat cât de cât și am arătat lumii că suntem îndrăgostiți unul de altul și ne placem foarte mult și ne dorim ceva foarte serios, dar nu... E ceva foarte frumos, pentru că mulți au senzația că este o emisiune fake, că acolo te duci pentru premiu. Voi sunteți dovada clară a faptului că nu ați stat acolo pentru a lua niște bani, ci pentru a întâlni iubirea adevărată. Poate ție nu ți-a ieșit din prima, însă poate a contat lucrul acesta că ai întâlnit persoane cu care nu te-ai potrivit până la final și a venit sezonul 2, a venit Robert, așa, n-a venit pe un cal alb, dar cu toate astea a fost și este bărbatul potrivit pentru tine în acest moment. Da, exact. Și sincer nu mă mai așteptam ca eu să-mi găsesc jumătate în emisiunea asta pentru că am trecut prin sezonul 1 așa, prin foarte multe momente grele și nu mi imaginam și nici nu mă gândeam, chiar când am intrat în sezonul 2 am zis că stau maxim o lună, două, în caz că nu-mi găsesc jumătatea plec pentru că nu am de ce să mai stau. Eu chiar asta mi-am dorit de la început, să-mi găsesc pe cineva exact așa, Robert, cum este el, deci exact, nu am cerut nimic în plus și nimic în minus. Și chiar vorbeam și cu doamna Andreea și spuneam că când am intrat în sezonul 2 că m-am rugat la Dumnezeu că de data asta să am noroc și... Mi-am spus așa în gând cam ce fel de bărbat îmi doresc și a apărut el, dar sincer când l-am văzut prima dată... Uite-l și pe ăsta. Da, eram așa... Cum a zis că n-am. Uite-l și pe ăsta. Ce căută să-i... Nu, da, nu era... Dar el mă vedea ca pe sora lui, ca așa a zis în prima săptămână. Te văd n-a ca fost dragoste prieten la prima vedere între voi, să înțeleg. Nu chiar. Sunt sau cel puțin din partea ta, dacă vedeai ca pe o soră. Eu deși vorbeam și să știți, mesajele de acasă toate sunt pozitive, sunt foarte frumoase. Aveți foarte, foarte, foarte multe cuvinte spuse foarte frumos de oamenii de acasă pentru voi. Eu vorbeam cu un alt băiat din casă și... Curajul. Curajul, da. Vorbeam cu Raju și el oarecum nu a vrut să se bage între noi doi. Nu-mi și de asta a vrut să păstreze distanța. Gen să avem o chestie de prietenie și nimic mai mult. Adică n-ai luptat pentru Mari de la început. Sunt un băiat care sunt foarte respectuos, că abia și nu-mi plac chestiile astea să mă bag în relații și... Dar după o săptămână, două, trei... Mi-a trimis mesaj și mi-a spus, rezolvă-ți problemele da, și pentru după... Pentru că în trei, doi nu era nimic, adică... Da, da, între ea și Raju nu părea să fie o relație. Era doar o apropiere, mai mult din partea lui Raju, am văzut-o eu atunci. Deși el când a venit aici în studio a spus că nu ar fi putut forma un cuplu cu tine pentru că aveți firi care nu se completau. Știi ce a spus, nu? Da, am văzut ce a spus. Nu aș vrea să îi dau replică, să zic așa, la nimic, pentru că asta a considerat el, așa, a considerat el că s-a întâmplat și a crezut el că are dreptate prin ceea ce a spus. Lucrurile nu s-au întâmplat exact cum a spus el, dar, na, dacă el așa a vrut să spună, nu... A fost doar pur și simplu o apropiere de prietenie din partea mea, poate un pic dusă spre partea de relație, dar nu m-aș fi gândit, pentru că nu era Raju genul meu de bărbat. Uite, Michi spune, sunteți superbi împreună, mulțumim, dar Mari ar trebui să-ți alegi prietenele mai cu atenție și prietenele sunt în ghilimele. La ce... Cred că se referă Michi în acest mesaj sau noi știm, dar aș vrea să auzim de la tine. Și cum eu știu, lucrurile. Sunt convinsă că se referă la Bianca, pentru că ne-am certat de foarte multe ori în emisiune și ne-am contrazis. De fapt, mai mult ne-am contrazis decât să ne certăm. Sunt sigură că exact acolo se referă. Dar eu și cu Bianca am preferat să ne spunem lucrurile în față, chiar dacă erau ele și spuse chiar în fața camerelor. Am preferat să le spunem acolo și să împărtășim prietenia
noastră cu toată lumea. Chiar dacă aveam păreri și opinii diferite, la un moment dat reușeam să ne înțelegem. Când ajungeam acasă sau chiar a doua zi, am avut certuri și extrem de mari cu Bianca. Da, au fost, da, au chiar a fost, da. Ultima ceartă știu că a fost că s-a băgat ea cu o părere în relația mea cu Robert, și acolo n-am suportat absolut deloc și m-am certat foarte tare cu ea. Dar după a spus că nu a făcut-o cu rea intenție și pur și simplu să-l ajute pe el să-și dea seama de niște lucruri și să mă ajute și pe mine să fiu mult mai atentă când fac unele gesturi cu alți băieți sau când mă joc sau na, fel și fel de joculețe. E adevărat, ea și în gală, dacă stau să-mi amintesc, a fost un moment în care ți-a spus să nu părăsești competiția, da, să te mai gândești și să te gândești să vezi dacă Robert este bărbatul potrivit pentru, da, tine. Ea știa că eu simt că Robert este bărbatul potrivit pentru mine, pentru că tot zăpăceam seara când ajungeam acasă de la filmări. Uite ce mi-a scris, stai să-ți arăt mesaje, uite ce cuvinte frumoase. Și ea făcea același lucru cu mine, pentru că și ea are o relație foarte frumoasă și extrem de reală cu Livian, da, extrem de reală, credeți-mă. Chiar am văzut-o și în afara camerelor, pe holuri, să zic așa. Și este extrem de reală relația lor și ne dădeam sfaturi una alteia și ne arătam mesajele și ne bucuram așa de care ceea ce care e mai simțim. Romantic? Livian sau Robert? Că Robert poate să nu fie vorbăreț, dar am văzut că are gesturi din astea romantice. Robert este foarte vorbăreț, e foarte vorbăreț, nu doar că vorbesc. Eu sunt mult mai vorbăreață decât el și uneori eu iau înainte așa și avem, dacă avem aceleași păreri, da, el completez pe aia și el mai adaugă pentru că mă completează pe mine. Apropo de faptul că vorbeam despre Bianca, ia uite, Bianca este alături de noi și o salutăm din tot sufletul și atunci când va ieși din competiție, sper că tot în finală, așa în sezonul 2, Doamne ajută, o așteptăm aici să ne spună tot ce are și ea. Are foarte multe are lucruri, foarte multe foarte de povestit, multe lucruri de povestit. Dar îmi place foarte mult că ea a intrat pentru tine, Marie, în special și pentru voi. Spune că ne urmărește și îți transmite ție că îi este dor de tine. Și mie mi-este foarte dor de ea, chiar am trimis un mesaj înainte să intrăm în direct și am trimis o poză cu noi doi și am zis, bă, te pupăm nașa, pentru că noi avem oarecum unele glumițe în emisiune, că voi o să fiți nașii noștri și așa a rămas, nașa și nașu. Nașa și nașu. Da. Cu ocazia asta o să răspundem foarte bine și oamenilor de acasă care ne întreabă în ce relație ai rămas cu Bianca, dar și cu Livian după părăsirea competiției. Da. Cu Bianca am vorbit. Păi dacă sunt nașii, trebuie să normal, se gândească normal. De acolo din Turcia, să, la lumânări, la restaurant, la tot ce presupune o nuntă acum Bianca. Să strângeți bani acolo. Chiar am lăsat comentariul la o poză și am zis să stai acolo, să strângi cât mai mulți bani, că trebuie să te pregătești de nuntă, nu mai. Foarte frumos. Revenind un pic la relația voastră, e o coincidență că primul dans l-ai avut cu Mari? A fost o coincidență. Adică a fost o coincidență fericită sau o chiar coincidență dacă, foarte fericită. Chiar dacă tu ai spus puțin mai devreme că l-ai văzut pe Raju mai apropiat de Mari și nu ai mai continuat sau nu ai continuat decât ca prietenă să o vezi pe Mari. Da, nu știam de dinainte nimic cu cine vorbește sau plăcea de ea, dar nu am avut... Știi cine întreabă lucrul acesta? N-am întrebat eu de coincidența dansului, ci Bianca. Da. Exact. A fost și cu Mari am vorbit soarta, cel mai mult. Soarta, Bianca, dintre, soarta. Dintre toate fetele de acolo am vorbit foarte mult cu ea și când am spus sunt săgetătoare și a început să... Am fost foarte entuziasmată când am aflat că este săgetător. N-am avut nicio relație niciodată, să zic așa, nici de prietenie, nici de nimic cu un săgetător sau o săgetătoare. Și am fost așa foarte entuziasmată când am auzit. Chiar am sărit și în sus pe canapea acolo. Și am zis, trebuie să știi că sunt niște oameni foarte frumoși. Nu pentru că ești, că sunteți de fapt amândoi săgetători și sunteți prezenți aici la mine în emisiune. Eu cunosc foarte bine această zodie pentru că am o soră care este săgetător și are tot așa un caracter foarte frumos. De aceea v-am întrebat și data de naștere, că poate se apropia un pic, e mai aproape de Robert, în partea asta, pe 11 născută, așa că...
Este, avem aici o pereche frumoasă și oamenii de acasă, așa cum spuneam puțin mai devreme, transmit numai mesaje frumoase, ceea ce mie îmi place foarte mult, pentru frumos. Că întotdeauna mai evit lucrurile negative. Nu-mi place să pun invitații în postura asta să, delicată. Revenim puțin la... la voi, la faptul că, așa cum spuneam prima dată, ai zis că ai văzut-o pe Mari doar ca o soră. Când a fost declicul acela pentru tine să o vezi ca femeie? În prima sau a doua săptămână, bine, în prima a fost protejat, dar n-a fost tocmai, ne uitam unul la celălalt, dar n-a fost tocmai o apropiere. Am început să vorbim prin mesaje, în fiecare seară vorbeam o oră, două, a fost așa, ușor, ușor, treptat. Ce îi spuneai în mesaje? Făcea tot felul de glume. Tot felul de caterincă glumă. Așa am început noi să... Am înțeles. Și în a doua săptămână, în a doua... Mă spui și mie o glumă. Iată, din mesajele respective. Toate glumele care... Ce glumă ți-a rămas ție în minte din ce spuneai? Cum făceam... Nu știu, glume de... Ne luam de aspectul fizic. Da, de că astea erau glumele noastre. Așa am început, cu glumițe din astea. Ce față ai? Da, da, foarte interesant. Tu, da. Uite cum se naște o iubire. Da. Și după și la final ai, începeam cu complimente. Ce față ai de prințesă. Și pe urmă înțeles că de fapt el s-a îndreptat așa către tine. În a doua gală am... În a doua gală a fost declicul. Da, declicul ăla, ne-am uitat unul la celălalt și am rămas așa blocați. Și după mi-a scris prin mesaj, numai tu uita așa la mine. Și după aia am continuat. Mi-a scris așa, am continuat să mă uit și mai rău. Vezi că ți-am zis, nu te mai uita așa la mine pentru că mă îndrăgostesc. Vezi, n-ai știut răspunsul până la capăt. Și tu te-ai uitat și mai rău ca să se îndrăgostească? Gata.